Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen. Salutare și bine ați venit la un nou episod pe acest canal, la un nou video. Astăzi avem un dublu video. Avem premiile de la Weekend League și avem Goal of the Week de la Amicale cu subscriberii. Hai să trecem la treabă. Înainte să începem acest video și să deschidem pachetele, vă rog eu foarte mult, apăsați pe butonul de like și dacă nu ați făcut-o încă, pe butonul de subscribe. Like-ul ne ajută să ajungem în recomandate, să ne vadă videoul cât mai multă lume. Team of the Week-ul din această săptămână este decent. Ai câteva 2-3 targeturi destul de bune și ai un target foarte, foarte bun. Și vreau să începem cu atacantul, îl avem pe Lacazette. Acest 79 pace, din păcate, îi dă totul peste cap, însă arată destul de bine. Un 4-4, un 83 agility, 84 balance, finishing decent, îi dai Hunter, dar tot nu cred că este un atacant de care ai nevoie în FIFA la viteza pe care o necesită FIFA în acest moment. Îl avem pe Pulisic pe partea stângă, un 4-4, medium, probabil este puțin firav și îl strică finishing-ul, strică shooting-ul, însă pace-ul este foarte, foarte bun, are agility și balance super bun. La shooting, dacă ar fi stat ceva mai bine, într-adevăr îi dai ceva cu shooting și îl mai duci cu 10, îl duci în finishing 87 probabil, însă nu cred că e de ajuns în momentul jocului. Avem ținta numărul 1, fără doar și poate, îl avem pe Saint-Maximin și îl avem în centru, îl avem CF, deci ST, îl avem cu un 97 pace, 97 acceleration, 97 sprint speed. Finishing-ul și la el este deficitar, trebuie să-i dai neapărat shooting, are însă 5-4, ceea ce este insane, 98 agility, 92 balance, cardul ăsta este superb, undeva la 300-350 de mii, maxim cred, poate tras de păr în 400, dar nu cred că mai mult de atât. Îl avem pe partea stângă pe Pogba. Din păcate, faptul că este LM se duce totul și nu ajută. 80 pace pe LM n-are nicio treabă. Într-adevăr, dacă joci formație de 3 și după aceea îl trimiți într-o formație de mijloc, un 4-1-2-1-2, un 5-2-1-2, un 5-3-2, la mijloc este excelent, la mijloc este absolut excelent. În schimb, nu știu cât de mult îl poți folosi neapărat acolo, deoarece îl avem pe Rashford, banda aia. Dacă ai un Rashford, nu cred că merită să-l dai pe Pogba, to be honest. 80 pace, 5-4 și el high medium, este clar de jucat pe CAM. Acceleration 72, aia îl strică. Finishing, îi dai Hunter, cu siguranță îl duci în finishing 91, însă dacă era CDM, CM, era superb. Mai avem un Banega, mai avem un Fabian, un Fabian care n-arată rău și duce undeva la 40 de mii. Avem un Elouinouzi, un 84 cu 87 pace, 85 shooting până în 30 de mii, cu 4-4, un Team of the Week foarte skillat, are finishing foarte bun, 86, cu un Hunter îl duce în 96 finishing, în 99 acceleration, arată foarte, foarte bine, are și agility și balance. El nu ziua asta, cred că ar putea să fie chiar și un super sub foarte, bine, foarte bun. Până acum avem cel puțin 4 stele la skill moves pentru oricare din acești jucători, un Team of the Week cu skill rating foarte, foarte mare. Îl avem și pe Banega, care și el are 4 stele la skill moves. Îl avem și pe Fabian, care are și el 4 stele la skill moves. Deci tot ce e aici sus e cu cel puțin 4 stele la skill move, which is insane. Avem un Bartra, puțin pace, un 76. Avem un Orban cu 54 pace și avem un Paulista cu 74 pace, Paulista undeva la 50 de mii, Bartra și el probabil
30.000, iar Orban nu cred că trece de 30 și un pic, 20.000, nu trece nici de 20.000. Iar în poartă îl avem pe Maignan, care arată destul de minișor, un 40.000, un pic așa tras de păr, destul de înalt, e ok. Un primul 11 destul de echilibrat și destul de bun, ai avea ce să alegi de aici. De pe bancă nu ai ce alege, în afară de Paredes, care mi-a părut foarte bun și mi-a plăcut foarte, foarte mult în a doua manșă împotriva celor de la Bayern. Nu știu, Buendia, nici el, n-are pace mare, are skill. În rest, nu văd pe bancă absolut, absolut nimic ce te poate ajuta. Avem acest Marusic. Marusic, care un 90 pace pe KB, arată binișor, arată bine și pe strength și pe defending awareness, poate și acest Marus. Un team of the week bunicel, nu ne putem supăra pe el. Avem aici de ales între 2 rare mega pack și 1 Electrum Players Pack sau 4 rare mega pack și 2 Electrum Players Pack. Am să mă duc pe untradeable deoarece avem un SBC icon nou, avem un Prime Icon SBC upgrade care am văzut că este destul de ieftinuț și aș vrea să-l fac. Așa că voi merge pe aceste pachete, multe, multe pachete, multe resurse. Gold 3, știți povestea, excelent, am reușit să fac acest Gold 3, 2 megapack, 1 rare player pack, 30.000 și 2 picuri. Hai să vedem la picuri ce reușim să prindem. În primul pic avem Germe, Orban sau Scarzi, o să iau portarul, iar în al doilea pic avem Gabriel Paulista, un 86. Ok, ok. Deci un 82 și un 86. Nici nu mă gândeam că ar fi vorba de vreun Maximin. Nu-mi făceam așa speranțe. Și haideți să vedem aici la SBC, ca să ne satisfacem curiozitatea. Avem în următoarele 8 zile un Prime Icon Upgrade doar din 3. Un 83, un 85 și un 86. Foarte, foarte ieftinuț. Avem acest Team of the Week Players de care avem nevoie, atâta tot ce ne mai împunge acolo la buget, însă este un upgrade foarte, foarte ușor de făcut de foarte multă lume. În rest, altceva de vânat pe aici nu mai avem. Mergem să deschidem și pachetele. Acum avem 9 pachete. Începem cu, hai cu megapack-ul. Hai cu megapack-ul, 30 de cartonașe, 18 rare. Să vedem ce ne aduce primul pachet pe această dimineață. Ne aduce un walkout. Ok, avem primul walkout. Îl avem pe Salah din nou. A nu știu câta oară în ultimele săptămâni îl avem pe Salah direct la SBC pentru Icon. Intră perfect, perfect, incredibil cât de perfect a putut să pice. Și un Manolas de 83 în spate și este chiar tradable. Este chiar tradable acest Salah. Ok, ok. Mergem în continuare tot pe un megapack. Hai cu megapack-ul. Al doilea pachet pe această dimineață. Nu este walkout. Deci nici măcar board down. Îl avem pe Pavlenka de 82. Bun ca rating. Nu este rău ca rating. Nu este absolut deloc rău ca rating. Mergem pe rare omega pe curi acum. 30 de cartonașe gold. 30 dintre ele rare. Și nu avem walkout. Avem un Champions League. Avem un board down. Mă mir că nu e un Champions League walkout. L-avem pe Jorginho de la Chelsea. Ok, foarte bun, 83, excelent. Mi-ar prinde bine și dacă aș prinde ceva Team of the Week, sincer. Aș fi foarte recunoscător dacă aș prinde un Team of the Week. Al treilea rar mega pack. S-a încălcat un pic mai greuț. Nu avem nici de data asta walkout. Avem un Combelo. Yes. Taliafico în spate, Gerard Moreno, 84-83. Foarte bun. Foarte bun. Ultimele două rare megapack-uri. Hai, dăm din rare megapack un walkout. Chiar nu m-a supărat. Atât de multe carduri în rare megapack. Așa ușor ai putea să-mi dai un walkout. Mi-l dă pe Pope, 82 și el.
Ultimul rar megapack. Hai da. Hai da cu walkout-ul. Vreau un walkout din ăla mare. Nimic. Nici măcar board. Nici măcar board. Gheță, sigur. Bun, mergem pe rar Electrum Player Spec. 6 gold, 12 rari. Așa, o încălzire înainte de rar Player Spec. Nu avem walkout. Avem un board down totuși. Ok, ok. Portugalia, CM de la Wolves, João Moutinho, cred. Da, 1.83. Ok. Fie acceptabil. Penultimul pachet pe această dimineață. Este walkout. Bine. Bine, este walkout. Este Spania. Right back de la Real Madrid. Este Carvajal de 86. Good, good, very good. Și ultimul pachet pe această dimineață. Un rar player spec. Hai să vedem, hai să vedem. Nu pot să cred că nu-i walkout. Off. Avem... avem ce am cerut. Avem un Team of the Week, 82, Gherme, perfect pentru ăla de 83. Absolut minunat, absolut minunat. Ok, nu, și de pai în spate. Ok, și Gherme ăsta este tradable. Bun, bun, foarte bine. Excelent, nu mă supăr, nu mă supăr deloc. Bun, acum trecem la a doua parte a episodului. După cum știți, marți am avut foarte multă treabă, am fost ocupat cu jobul, așa că nu am putut să fac marțea cu subscriberii, nu am putut să fac amicale cu subscriberii, așa că am jucat aseară. Miercuri seară am jucat cu subscriberii. Voi pune acum golurile care mi s-au părut mie cele mai faine de pe live ale adversarilor mei, iar voi o să trebuiască să-i votați în secțiunea din comentarii. Am să las eu un comentariu cu fiecare, cu numele, iar voi trebuie să dați acolo la reply să ziceți plus 1, îl susțin, mi-a plăcut, superb. Bineînțeles, câștigătorul din partea mea 500 de FIFA points sau contravaloarea lor, dacă nu găsim pentru store-ul, pentru țara în care ei și-au pus PlayStation-ul. Nu uitați, ca seria asta să aibă continuitate și să facem istorie cu seria asta, trebuie să dați like videoului, trebuie să dați share, bine, e opțional cu share-ul, dar like-ul este foarte important să intrăm în recomandate. Așa că, dacă trimiteți videoul prietenilor să vină să vă voteze, nu uitați să le spuneți să apese și pe butonul de like. Hai să mergem să vedem ce goluri minunate s-au dat în această săptămână. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Prezența voastră aici mă ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, pe mine mă puteți găsi pe Instagram. Mergeți și dați și acolo un follow. Vă las acum cu câteva goluri frumoase pe care le-am dat și eu pe live cu băieții. Iar până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!
Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.